Ca în fiecare an, Google își alege un producător de telefoane, lansează un nou sistem de operare, le unește pe ambele și voilà, un nou smartphone din gama Nexus. Eu sunt Vicu și astăzi în laboratorul Darwin îți prezint cel mai Google smartphone al momentului, Nexus 5. Telefonul a suferit o mulțime de schimbări vizuale față de generația precedentă. A devenit un pic mai subțire, dar și mai colțuros. Dacă privim partea din față, pot spune că este un telefon foarte curat. Aici nu există nici butoane, rame, sensori și spreatare la vedere sau vreun difuzor mare cât tot telefonul. Tot ce vezi este o bucată de sticlă ce face ca telefonul să fie mult mai elegant. Din spate, totuși, telefonul este un pic mai murdar și nu pentru că nu am grijă de el, dar pentru că este imposibil să-l ții curat. Spre deosebire de generația precedentă, varianta neagră a lui Nexus 5 are pe spate un plastic soft touch, foarte plăcut la atingere, dar, după cum vedeți, nu scapă nicio amprentă. Cei de la Google au decis să meargă pe noua linie de design al ultimei lor tablete Nexus 7, care pare cu mult mai premium față de generațiile precedente. Primul lucru pe care îl vedem la Nexus 5 când îl aprindem este ecranul mare de 5.5 cu rezoluție Full HD, care este la sigur unul din cele mai bune display-uri de pe piață. Unghiurile de vizualizare sunt foarte bune, iar culorile sunt cu mult mai reale spre deosebire de Galaxy S4, unde contrastul este cu mult prea mare. Totuși, pentru a scoate un telefon atât de arătos la un preț mai redus decât modelele similare a lui, Google a trebuit să facă careva sacrificii. Și acestea sunt camera, foto și sunetul. Ca să fiu mai exact, camera foto nu este cea mai rea, dar dacă sunteți un entuziast al pozelor de pe smartphone, veți fi un pic dezamăgiți. Totuși, săptămâna trecută, Google a scos un update prin care multe probleme cu privire la calitatea pozelor au fost înlăturate. Pe lângă asta, camera mai are și regimul HDR+, care îmbunătățește cu mult pozele. După cum vedeți, diferența este considerabilă. Iar pentru comparație cu alte modele, iată așa arată pozele de pe un HTC One. Cu toate acestea, camera de pe Nexus 5 în continuare are regimul Photosphere, care permite efectuarea panoramelor de 360 de grade și mai nou posibilitatea de a face videouri timelapse, care arată cam așa. Vorbind despre sunet, aici sunt mai multe probleme. Prima este legată la fel de soft, care a fost parțial rezolvată de același update. Sunetul nu mai roade atât de tare urechile atunci când este dat la maxim. La fel, următoarele stocuri de Nexus 5 care vor ieși din fabrică vor avea găurile difuzoarelor un pic mai mari pentru a înlătura orice problemă. Așa că dacă sunetul contează pentru voi atât de tare, vă sfătui să mai așteptați un pic. Înăuntru avem cel mai puternic și mai eficient procesor la moment, Snapdragon 800, care este prezent la telefoane ca LG G2, Samsung Galaxy Note 3 și HTC One Max, 2 GB de memorie operativă și 16 sau 32 de stocare. Din păcate, fără posibilitatea adăugării unui microSD. Apropo, un mare avantaj este că Nexus 5 susține oficial rețelele 4G din Republica Moldova, așa că dacă vă place viteza mare la internet oriunde nu v-ați afla, puteți lua acest lucru în considerare. Chiar și așa, punctul de atracție al telefonelor Nexus în general nu a fost niciodată hardware-ul, ci softul. Și aici Nexus 5 nu face nicio excepție. Acesta vine direct din cutie cu cel mai nou sistem de operare de la Google, Android KitKat 4.4. Și așa va fi mereu, pentru că Nexus-ul va fi primul care va vedea cele mai noi update-uri, spre deosebire de Samsung-uri sau HTC-uri, care pot vedea update-urile chiar și peste un an. Primul lucru pe care îl observ la noul Android 4.4 este la fel ca și exteriorul telefonului. Acesta este curat. Barele de navigare și de notificare au devenit mai transparente, ceea ce creează o senzație că ecranul este cu mult mai mare. Iconițele au devenit la fel mai mari și, în general, ambianța telefonului s-a schimbat. Mulți spun că se aseamănă cu iOS 7, însă KitKat-ul nu este chiar atât de colorat. Un alt serviciu bine dezvoltat este asistentul vocal Google Now. Acesta poate fi activat printr-un swipe de jos și mai nou cu ajutorul comenzii OK Google. Should I bring my umbrella tomorrow? No, rain is not expected tomorrow in Chișinău. The forecast is 3 degrees and mostly cloudy. OK Google. Tucano Coffee. Here are the listings for Tucano Coffee within 20 kilometers. Iar pentru noi, Google a decis să modifice un pic asistentul vocal. Oi, Google. Drive me to Moscow. Getting directions.
Totuși, pentru că suntem în Moldova, funcțiile sistemului vocal sunt foarte limitate. În alte țări, acesta poate rezerva bilete de tren, poate să vă pornească muzica preferată sau să vă anunțe unde se află coletul expediat de dumneavoastră. Moldova, voi cum ați vrut. Comanda OK Google este disponibilă atunci când te afli în home screen-ul telefonului, un lucru foarte comod dacă ai mâinile ocupate sau dacă pur și simplu ți-e lenea. Jocurile și navigarea prin telefon sunt o plăcere pe Nexus 5. Combinarea dintre hardware și noul KitKat face din acesta cel mai rapid telefon Android la moment. Am încercat să deschid o mulțime de aplicații concomitent, să deschid mai multe tab-uri în browsere. Nimic nu poate opri acest telefon. Cele mai recente jocuri la fel nu sunt o problemă pentru Nexus 5, totul se mișcă chiar mai repede decât degetele tale pe ecran. Cu referire la baterie, aceasta nu a impresionat. Dacă smartphone-ul stă în regim standby mai mult timp, acesta supraviețuiește timp de o zi, chiar și Google a confirmat că poți asculta 60 de ore neîntrerupte de muzică fără ca ecranul să fie aprins, spre deosebire de un iPhone 5S la care poți asculta 40. Dar, dacă ești un utilizator mai activ, Nexus 5 va rezista la fel ca un iPhone, mai exact dacă ești din casă la ora 7 dimineața și te întorci la 8-9 seara, cel mai probabil vei avea un telefon mort, așa că asta nu trebuie să lipsească din recuzita ta zilnică. În concluzie, eu aș numi Nexus 5 smartphone-ul în care se simte cel mai tare influența Google. Totul este simplu, rapid, fără prea multe animații, ornamente, iar serviciile Google aici este cel mai tare în evidență. Dacă te gândești să achiziționezi un Nexus 5, desigur nu vei avea opțiunile unui Galaxy S4 ca ecranul dublu, listarea pozelor fără să atingi ecranul și multe alte opțiuni de sistem. Nu vei avea nici posibilitatea de a extinde memoria telefonului și nici de a scoate bateria. Pe de altă parte, vei avea cel mai rapid smartphone Android de pe piață cu cele mai noi îmbunătățiri de sistem venite de la Google, materiale de o calitate mai bună și specificații mai bune la un preț un pic mai jos. Acesta a fost review-ul smartphone-ului Nexus 5. Rămâneți în continuare alături de noi, dați un like la video, la pagina noastră de Facebook, chiar pentru a vedea în continuare review-uri interesante, nu uitați să apăsați butonașul cel roșu. Voi a fost Vicu, toate bune!